Zălăoanii care au domiciliul în blocurile de locuință A28 per la V2 și 15 vor plăti mai puțin pentru lucrările de reabilitare termică decât era estimat în mod inițial. Astfel, în ședința ordinară de Consiliu Local de joi 14 iulie, consilierii au aprobat 4 proiecte de hotărâre care vizează regularizarea taxei de reabilitare termică ce urmează a fi achitată de proprietarii din blocurile de locuință A28, Perla, V2 și 15. După cum a explicat viceprimarul Teodor Bălăjel în timpul ședinței de Consiliu Local de joi 14 iulie, noua conducere a primăriei municipiului a solicitat referate pentru rectificarea anexelor atașate hotărârilor de Consiliu Local anterioare pentru blocurile de locuințe A28, Perla, V2 și 15 în ceea ce privește taxa de reabilitare termică. Astfel, sumele ce urmează a fi achitate la finalizarea lucrărilor au scăzut semnificativ pentru cea mai mare parte a locatarilor din blocurile de locuință menționate. Am observat că multe sunt în jos, deci au scăzut taxele, și că acum marja între taxa inițială și asta finală este foarte mică. Asta ca rezultat că s-a format aici la noi în primărie o comisie mixtă și care împreună cu dirigintele de șantier și cu membrii comisiei, știu eu, în toate etapele de desfășurare a proiectelor, merg și verifică stadiul lucrărilor și fac corecțiile necesare atunci când se impun. Vă reamintim că reabilitarea termică a blocurilor de locuință din Zalău a stârnit nemulțumiri în rândul cetățenilor municipiului din pricina costurilor foarte ridicate și calității îndoielnice a lucrărilor.